Ne aflăm la standul NHR Agropartner și stăm de vorbă cu domnul Florin Neacșu. Pentru început v-aș întreba cu ce ați venit anul acesta la Agromalim? Și anul acesta am venit la Agromalim cu cele mai reprezentative produse pe care le comercializăm noi în România. Mă refer la o gamă destul de largă de tractoare, una din combinele mai mari, care se vinde mai mult în această zonă. Apoi am venit cu utilaje pentru lucrările solului, de la Oettinger, pot să zic, și firma, nu? Pentru lucrările solului, apoi avem o mașină de erbicidat autopropulsată Alpha Hardy, care spre deosebire de ceea ce se găsește în mod obișnuit pe piață, are un sistem de protecție cu cortina de aer a jetului de soluție, cu două ventilatoare care asigură uniformitatea jetului de aer, și avem o distribuție foarte bună, fără să riscăm să se facă ceața aceea în spatele mașinii de erbicidat. Deci putem lucra în condiții de vânt, cu viteză sporită. Toate procesele sunt controlate electronic și mașina se autoghidează prin GPS. Deci totul este foarte modern. Apoi avem o mașină de împrăștiat îngrășăminte, de asemenea foarte modernă, cu sistem de cântărire și distribuție, reglare automată a dozei de îngrășământ care se distribuie la hectar, de la firma daneză Bogbale. Deci un încărcător cu braț telescopic de la firma JCB din Marea Britanie. O mașină foarte utilă și foarte fiabilă. Cred că dintre mașinile pe care le comercializăm noi în România, este una foarte, foarte apreciată de clienții noștri. Ce oferte sau promoții aveți pregătit pentru fermieri în această perioadă de campanie de toamnă? În afară de câteva produse mai noi pe care le-am adus, de exemplu tractoarele cu transmisie Vario, care, să spunem, sunt relativ mai puțin cunoscute pe piață, până acum am vândut mai multe Power Shift, avem niște pachete, tractor cu plug, tractor cu grapă cu discuri, tractor cu combinator, toate la un preț promoțional. De asemenea, avem niște condiții foarte bune de finanțare cu partenerii noștri cu care lucrăm pe finanțare. Am stabilit, de asemenea, pachete de finanțare pe 5-6 ani, cu avans foarte mic, cu dobânzi mici, unele dintre ele subvenționate de New Holland sau de partenerii noștri, astfel încât cred că avem ce oferi fermierilor cu ocazia târgului Agromalim. Ne aflăm la jumătatea lunii septembrie. Cum au decurs vânzările până în acest moment? Spre surprinderea unora, au mers chiar foarte bine. Chiar și pe noi ne-au surprins la un moment dat. Vânzările de tractoare în primul semestru, de exemplu, au fost mult mai mari decât în anii trecuți. Combinele au mers foarte bine și chiar toată gama de utilaje. Adică, spre deosebire de anul trecut, ca volum de vânzări suntem cu aproape 10 milioane de euro mai mult. Deci, ceea ce zic eu că este un lucru foarte bun. Și mai avem încă 4 luni până la sfârșitul anului, așa că sperăm să batem recordul.